Bună dimineața, dragi prieteni! Este luni, ora 8 și începem munca în forță. Azi avem de zugrăvit o cameră. Da? A fost făcute reparațiile, mai este deșmirgăluit pe tavan, după cum se vede. Este primul meu vlog. Așa că am să vă rog să nu fiți obraznici cu mine. La început, până mă obișnuiesc cu camera. Și o să mă filmez astăzi în timp ce lucrez. Pregătim șmirgărul de 120. Și acum se face manual. Până acum am făcut cu mașina de șmirgăruit. O să vă și explic ceea ce fac. O bucată de șmirgă, mască, foarte importantă masca, și eu dăm în freză. Ceea ce fac. După cum vedeți, au rămas niște dungi. Nu știu cum să fac să se vadă. Da, și asta nu trebuie să se mai vadă. Nu vadă. După ce terminăm, e pregătită de zugrăvit. Acum avem o cameră unde o să șmirgăluiesc, după care o să amorsăm. Tavanul, avem o dungă. După ce șmirgăluiesc, o să închid filmarea acum și o să repornesc când sunt pregătit de amorsare.
albit tot. Deci, în concluzie, banii se câștigă greu și doar muncind. Acum am să vă arăt cum pregătesc eu amorsa. Pentru o cameră de 3x4 am 1 litru de apă, 1 amorsă de interior, se poate folosi și la exterior. Pun circa 1 litru, pentru că pereții absoarbe. Sunt vechi, uscați. Și iau o metoda mea, prefer să pun un pic de lavabil, adică circa 2 litri. În amorsă. După care vin date alte 2 mâini de lavabil. Făcând asta, noi deja îi dăm baza. Va ieși alb. Nu trebuie exagerat cu lavabila, pentru că dacă noi punem prea multă lavabilă în amorsă, se va exfolia. Și atunci când venim cu prima mână de var, cade jos. Ok. Amestecăm bine. Și după aia îi dăm un fres. Ce ne rămâne de aici se poate dilua restul de lavabil, dacă e prea groasă. Întotdeauna prima mână o recomand să se dea un pic mai subțire. Și ultima de finalizare, aia să fie aproape așa cum e, așa cum vine. Adică eu la o găleată de lavabilă de 8,5 litri, pun undeva la circa 1 litru de apă. Și am
morsa e pregătită. Subțire, exact ceea ce ne trebuie aici. Deci după ce am șmirgăluit, eu dau amorsa cu trafaletul, am un prelungitor modern, lipit cu bandă, care se numește băț, și un grătar. Se dă drumul la treabă. Grătar. Amorsăm bine, să se ducă tot praful și peretele nu va absorbi atât de mult vară. Deci, în concluzie, e și mai ieftin. Deci după ce amorsăm, se mai pot face reparații, pentru că cerințele în apartamentul ăsta a fost să fie totul alb, dar nu gletuit tot, doar ce cade. Așa că sigur o să mai puște după ce dăm amorsa și vom remedia problema. Vedeți diferența? De asta pune un pic de lavabilă în amorsul. Dacă era alb, nu era nicio problemă. Dar văzând că e albastru, așa o aducem cât de cât. O pregătim, de fapt, pentru prima lună de alb. Deci nu știu cum va fi calitatea videoului, n-am mai filmat niciodată, e pentru prima oară, așa că sper să fiu cât mai puțin criticat, să mă înțelegeți. O să încerc să-l editez, dar încă nu știu să editez. Așa că va fi primul meu video un foarte mare dezastru. Dar totuși am zis să încerc.
Da, deci voi termina cu amorsarea și vom începe pentru o altă cameră cu prima mână de alb. Vom prepara împreună lavabila. Deci așa cum v-am spus, preparăm lavabila împreună. Eu folosesc Oscar Supervise. Vereata este de-abia desfăcută. Mi-a rămas amorsă. Amorsa care mi-a rămas, mă scuzați, o să o adaug aici. Mi-a rămas circa un litru. Nu o să o pun pe toată, că nu-mi intră. Sau? Intră. Ok. După care amestecăm. Deci mie mi se pare un pic groasă, așa că cred că o să mai adaug un pic de apă pentru prima mână. În cazul ăsta, văzând că această găleată e mai mică, o să golesc din ea. Ok. Și mai adaug o jumătate de litru de apă. Amestecăm din nou.
Și cam asta este. Eu am stilul meu de controlat. Bag degetul în lavabilă și dacă nu mi se vede părul de pe deget, e ok. După cum vedeți, e perfect. Da? Deci dacă se vede părul de pe deget din zona asta, nu e ok. Probabil unde sunt camere colorate, va trebui să dai 3 mâini în loc de 2. Cam asta a fost deocamdată. Începem cu tavanul, prima mână de alb. Eu dăm în freză. Avem prelungitorul nostru improvizat. Atenție mare când zugrăviți, când dați prima mână, să nu vă curgă. Se numai trafaletul și cu trafaletul în ea se dă circa aproape un metru pătrat. De două ori. Ca să acoperim tot polul. Și așa trebuie dat tot peste tot, ca să nu se vadă diferențe, chiar dacă e alb. Întotdeauna când ajung într-un capăt, cum am ajuns acolo, acum încep din partea asta, la mine. Ca să nu pierd rândul. Se usucă și nu se mai vede unde e dat și unde nu e dat. Întotdeauna când vă apucați să nu întrerupeți niciodată. Pentru că o să se vadă diferențe. Dacă te-ai apucat de tavan, să termin. După care faci o pauză. Când ai obosit. Deci asta, eu o să vă arăt rezultatul la urmă. Am terminat tavanul de dat prima mână și acum începem cu pereții. Prima mână de aer.
Și pentru culoare se procedează la fel. Întotdeauna, prima oară se face totul alb. Cel puțin o mână. Ca să ai bază, chiar dacă faci verde, albastru, roșu sau ce știu ce. Culori. Deci văzând că am început cu peretele ăsta, îl finalizăm. Nu începem altul. Până jos. Acum o luăm de la capăt, din partea opusă, până în jos. Să așez un pic camera, să se vadă. Nu știu dacă voi vedeți diferența, dar este. Se vede unde e ud și unde este uscat. Da, deci, după cum vedeți, tavanul, nu știu cât se vede de bine, și un perete, a devenit alb. O să mai dăm încă o mână de alb, la urmă. Asta mâine, ca să se usuce bine. Și cam asta este. Deci colțul de sus și partea de jos nu contează pentru că vor veni făcute retușurile. Și se vor acoperi. E ora 12, pauză de masă. Gata, dragi prieteni, e ora 5. S-a făcut timpul să merg și acasă.
Cele două camere sunt aproape gata, sunt pregătite pentru ultima mână. E totul alb, arată bine deja de acum. Și să o luăm din loc. Am plecat spre casă. Cam așa arată o parte din Onești, județul Bacău. Se renuiește tot, trotuare. Vin alegeri. Cred că o să vină și ploaia. E un pic înnorat. Dar poate nu o să mă prindă pe drum, că stau aproape. Fetele se intimidează. Se intimidează fetele la cameră. Oricum, e bine. Mult tineret. Lumea muncește. Aici avem râul Trotuș din Onești. Cred că așa se numește. Trotuș. Și pe o parte, și pe alta. Lumea de la pește. Ia să vedem dacă pot să zoomez. Ok. Lumea pescuiește. Aoleu, ce ploaie vine! Așa e lumea. E cearba în crește. Cu pași mărunți ne apropiem de casă. Vă place ce chelie de asta?
între blocurile gri stăm noi majoritatea. Sunt în alte la șosea, parcă văd că mă prinde ploaia. Periculos. Printre blocuri e periculos. Au ce pună. E pe mine mâncat așa. Și copilașii se joacă. Copila și se joacă, șotron. N-am credea. Deci, la fix am ajuns acasă că vine răpăiala, tată. Ia o cât e de negru. Asta vine cu bulbuci. În sfârșit. Acasă. În seara? Faci? De la muncă, da. De la singur? Da. Și ca orice muncitor care ajunge de la muncă, primul lucru... caută în frigider. Și bea o bere rece.